Ei, salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Sub alături de Fabi. Fabi, nu mi-arăta spatele, te rog. Nu mi-arăta spatele, te rog. Ok, deci astăzi o să fim băieții legiți, adică o să încercăm să fim cât de cât politicoși. Adică băgam aș piciorul în tine, Fabi. What the fuck, amândoi tu? Oh, perfect. Hai. Să ne ajutăm spre Los Santos Custom. Da, adică să ne reparăm mașinile și da, dacă mai vreți episoade de GTA 5, că am văzut că v-a plăcut foarte mult când am făcut. Mai ziceți voi în comentarii și da. Oh, și sub bușii, bă, botul. A, tu erai ăla. Never mind. Tu erai ăla. Hai. Hai, eu știu harta până acolo. Hai. A, e perfectă treaba. Așa cum să zic că Fabi pe la mijlocul drumului, stați. Cred că am greșit. A, am mai făcut o dată așa cu mine. Acum fix acum 5 minute. Mai știi, bă? Da. Când ziceai, bă, stai că era în spate și noi mersesem 2 km deja. Hai, da, ajungem mai ușor, hai. Nu, mersi. A, ok. Ok, acum te văd că bubui. Da, n-ai bubui. Da, ești ok. Deci... Dar hai pe stradă, frate, să conducem regulamentari cât de cât. Ați vin regulamentari cât de cât, bă. Hai totuși. Încearcă și tu, bă, te rog. Okay, hai, cum să depășim așa, deci? A, l-ai luat pe ăla de... A, perfectă-i treaba, băieții. Hai că mai avem un kilometru. A, ok. Cum, deci facem cu avarie sau ne băgăm așa, uite, și ne băgăm... Bagă-te, nu, bă, ce faci, mă? Fii cu minte, fa... A, am băgat, eu iau toate semnele de circulație pe... nu mai te băga pe contra, hai. Hai să merg. Stai că mai avem bă, un stai, kilometru. Stai, unde-i? E fix în față? Da, în față, hai. A, ok. Vreau să-mi schimb și hainele, uite cât de urât ăsta, bă. Foarte urât. Asta urât, bă. Hai. Uite și pe ăsta. Mașina aia de vacanță îl jefuim pe săracul om. A, uite-l chiar. A. A, nu, tot i-am derapat, frate, serios? Ce prostie, karma. Am ajuns, hai. Da, am văzut și eu. Asta-i pune să intră, bă. A, dai pe-i perfectă treaba. Hai, bagă-te aici. Hai, ne vedem afară. Pot să o vând, bă, să o vând oare sau să o tunesc ca retardat-o? Nu se merită să o vinzi. Pentru cât? A, pentru $1000, clară treaba. Mă duc direct și jefuiesc cu magazin. Eu o să bag de tot, că n-am nicio bancă, mă am doar 2 milioane și nu. Hai, de vino. Să spun că o upgradez puțin la maxim, așa. Okay. Puțin la maxim. Puțin la maxim, așa, da. Așteptam afară. O să stau aici. Dai să o parchez. Gata, boss. N-aș că nu o să o păstrez de aia. Sau poți să mă bag la mine în vehic. Pe a mea? Nu, a mea. A, ce boschetare. Păi, o să mi-o tunez, deci. Hai, ce frumie e, mă. E frumie, las că e frumie. Știu că cel mai ieftin apartament de GTA 5 e 30.000. Da, ba nu, e la garaj, chiar dacă pare apartament. Garaj? Am învățat pe atunci, hai să-mi cumpăr, hai să-mi cumpăr, hai să jefuim, să fac 40.000, să fim siguri. Și bine să cumpăr și un de la, că vreau să poți să-ți apăra mașina, să uite cât de șmechere. Vreau să vin și imediat cu mașina mea, deci. Da, nu prea joc eu așa GTA 5 des, deci am 0,4 ore în ultimele 2 săptămâni. Dar totuși joc de distracții și dacă vă place... Un joc fain, până la urmă. Dacă vă place, poate bozez un episod la 2 zile, alături de Fabi, nu? Chiar mai des, dacă joc eu mai des. E, nu cred că o să joc eu mai des, pentru că... Jucam vreo două. Acum joc cu tine. Da, cheltuie vreo 300.000 de dolari. A, îmi trimite Vodafone Red and Black Week, îți oferim 3 giga cadou net internațional, să navighez în voie. Bonus poate fi activat, așa. Aveți timp. O, am cheltuit deja 40.000 de dolari numai pe... Hai, mane, te aștept aici ca prost. Da, deci eu am cheltuit 300.000 de dolari. Și că da, de ce nu? Ceva de genul erai tu. Asta că... Am cumpărat din greșeală ceva foarte... Eu mă duc așa, ia, jefuiesc magazinul ăsta, mă, să-l jefuiesc. Bă, stai, așteaptă-mă, că am venit și eu. Dar să-l jefuiesc, mă? Bă, hai. Oooo, ia uite, mă, ce mână. De ce n-ai băiat un atom așa de pe stradă? Nu știu. Bă, stai, fii aia, jefuiesc cu magazin și plecăm, bine? Te aștept la mine în mașină sau? Da. Nu! Ok, eu până atunci... Hai, repede, te neamu, mătică, vine poliția. Pun ce pun la casa mea din vacanță, hai, intră. Stai, mane. Acum îl jefuiesc pe ăsta. Repede, hai. Avem 10 km până acolo, deci. Hai, bun, o să scăpăm. Hai, mai repede. Ba scăpăm, deci la casa mea timp vacanță. La mergi, boss, să-ți moară gagicile. Nu că... Bă, scos pistolul la mine și la ta! Hai, hai. Vine o mașină de poliție, hai repede pe aici, hai pe aici, hai pe aici, pe aici. Aici, bă, nu, că vine o mașină de poliție pe acolo. Hai pe aici, bă, să scap de ei măcar și după aia facem, ok? Hai măcar scap de ei. Stai așteptă-mă și pe mine că eu sunt chat. Hai man să scap de ei. Aaa, perfect e treaba. Dar vine fix spune, merg eu mă, ăștia mă... Ăștia știu... Bă, uite frate, vin fix spune. Bă, hai pe aici, urmează-mă pe mine. Băi, e un tunel aici. A, ba nu, mi s-a părut. Nu mă bag man. Bă, dacă mă știe și aici mă piși pe fața lor, adică.
Hai că scap de ei până atunci. Stai să vă, mă. Bă, dar nu știu să dezactivez oare căcatul ăla de vâsimă? Bă, oi, ce răscad. Nu știu, că mă enervează cum merge așa, adică nu se mișcă mouse-ul. Bă, stai, bă, 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 bă. Poate... Gata, hai că am scăpat. Bă, chestia asta e nouă, bă, stai o secundă, dă-te puțin. Nu știi ideea? Nouă, bă! Asta nu bubuie. Bravo, frate, arunci un proximity mai pe aia sau ce era ăla, nu era pe aia, stic, e bon. Da. Fix când e mașina mea la hai, vino, 2 hai. Metri de ea. Bravo, frate, ești inteligent. Bravo! Măcar am armură la maxim, hai. Da, e armură și nu se pușește. Eu n-am bani să obtunez, cred că la tine doar armura de pe mașină e toată averea mea. Dar e ciudat în GTA 5, GTA 5 ești sărac, foarte sărac, chiar dacă are 100.000 de dolari, like, what the fuck? Așteaptă-mă, frate, unde te duci? Ho! Hai să merem. În vacanță. Da. Să vedem dacă vrei să mă opresc sau ceva. Eu nu merg cu viteza maximă acum. A, nu mergi cu viteza maximă, decât eu nici nu pot să te ajung măcar. Opre... Dar nu, nu te opri, gen, mergi mai încet, adică mai lasă W, știu, o să-l dau la maxim, dar tu mai lasă, mai chestii, știi? Ia de câți kilometri la ora? A, de-abia 80 de kilometri la ora. Hai că merg regulamentar deocamdată. Eu acum merg destul de încet, așa. Da, să nu pui frână bruscă, doar atât te rog, să nu, pui, nu pune frână bruscă. Că vezi că mă apropii de tine, accelerez mai mult. Te vreau să văd cât prind la maxim. Da, și-o lua și Fabi tastatura mecanică, deci vă rog frumos. Nici de mai pot prinde, frate. A, mi-ai dat fum. Nu! Hai, aici e autostradă. Abia autostradă mergem? Eu pornesc după tine, tu mergi în față, hai. A, păi, și dacă mă lași... Bă, uite-și pe ăsta, uite-și pe ăsta, cum se bagă pe mine, ești nebun? Hai, bagă. Luăm la bătaie, sau lăsăm-o pace. Nu, lasă. Îl iertăm, bă, să jefuiești și magazinul ăsta, că suntem pe autostradă și o să fie mult mai easy. Hai să jefuiești pe ăsta, bă. Stai, de rău, nu pune frână bruscă. A, wait, stai, pe aici trebuie să mergem. A, uite aici. Stai că ajung și la tine, nu intri la mine în mașină? Ne. Nu place mașina asta. Uite, eu mi-o trasă la două glanțe. Dar și asta e faină să mor eu. Aha! Hai! Era să-l împușcă mână. Bă, nu trage mă mine. Bă, 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 e poliția în față. Bă, lasă-l. Nu, mergi și jefuiește de acolo, hai. De ce ai făcut chestia asta? Că am 3 stele. Am 3 stele acum, idiotule, și o să vine și elicopterul. Hai! Aaaa, hai. Ocupă-te, te rog, de el. Stai, spune, unde e elicopterul? Okay. Nu vine deocamdată niciunul. Vine, vin două mașini de poliție. Din partea opusă. Urmează-mă pe mine, bă. Ok, repede. Vine elicopterul, bă. Uite-l. A, stai, că venea, deci. Sper să nu mă vadă dacă o iau pe aici. A, e perfectă treaba. M-am și răsturnat cu mașina. A. Se bagă ăștia în mine, în mașina mea scumpă. Mașina ta scumpă, dacă de scumpă e, frate, de e așa de scumpă. 400 de mii de dolari. A, e sărăcie de mașină. Hai. Bă, da, mi-a pus o melodie de fundal și mă enervează cu pentru una care nu o să am salvat pentru că am pierdut-o de pe stradă pentru unde de aia e scumpă. Da, aș fă din gura așa. Mi-a pus o mașină de fundal și mă enervă. Doamne, ce retardat. Hai, pe unde ești, bă? Hai. Eu sunt pe sub pod, frate, dar nu te înțeleg. De ce vrei să mergem pe aici prin fața poliției stragă după noi? Hai, uite, mi-a distrus toată mașina, Fabi, numai din cauza ta, bă. Ok, hai odată. Dar pe a mea nu prinde ciste. A, mi-a spart roțile, întoarce-te, întoarce-te. Mie mi-am luat roți blindate, ce naiba. Fabi, hai repede că eu sunt pe janta acum, nu mai merge bine. Și mie mi-au stricat roțile blindate. Nu ți-o strica nimica, hai. Vezi că am roata blindată stricată. Da, măgar ia-mă și pe mine în zbor, că tu ai mașina blindată, nu? Da, semi-blindată. Hai repede că mor! Hai. Intră la mine sau ce? Da! Omoare repede, așa, mersi. Hai repede, hai. Dai! A, ți s-o strica roata, am înțeles. Azi că merge bine, hai. Dă-i, bagă-te-n el să nu mai tragă. Să se învețe data viitoare. Bă, bă, a, cu asta mi-a stricat, că roata era blindată. Aaa, păi bine, frate, de-aia. Da, păi tot mere. Bă, da, tot mere. O, tu fac, era până și eu sunt pe gheață, ești retardat. O, te... Hai să mergem înapoi să o repari, bă. Și încearcă să mergi și tu cât de cât, că dacă e blindată... Bă, nu luăm un curuma, bă. A, eu mi l-am vândut. A. Uite, și pe ăla ne călărește, băi! Bătă-te! Am scăpat. N-am scăpat. Cum am scăpat? Lester? Da. A. Atunci hai să-mi iau mașina din nou. Hai să-mi iau mașina, bă, ia-o în stânga, bă. Ok, de... Deci unde e cel mai... Bă, hai să mergem la mine. Ok.
Uite ce față am, frate, mor. Tu ești posa. Ia, lasă-mă să-l, ia, lasă-mă să-l bat un pic. Lasă-mă să-l bat. Bă, băiatul, ce faci? Bă, ne-am găsit la mine. Uai, fii atent ce mașină mi-au. Doar fii atent ce mașină mi-au, Fabio. Da, ne vedem. A, da, e perfect. Ce, stai, mă. Mi s-o pus și mie checkpoint-ul automat, văd. Mai e 2000 și ceva, nu? Mm-hmm. E bun. Dai că am găsit o mașină care să... A, a fost și călcată femeia aia săracă. Și când mergem acasă la tine, chei filmarea și pornesc cu alta, ca să filmăm pentru mai multe zile, știi? Da. A, noi filmăm acum. Da. Filmez de vreo 20 minute, cred că, sau de vreo 15 minute, de-aia vreau să închei. N-a spus ceva ciudat, nu? Yes, ce fericire. Bă, ce nervos să soată fac la volanul unui dubiță de-aia de vacanță frumos, eu sunt nervos, bă. Da, da, vezi ce față de nervos am, știți, pe filmare, ui ce față de nervos am, coaie. Stă așa tot încornat, știi? Ia, stai, stai, așteaptă-mă, așteaptă-mă. Stai că eu draptez aici, zici că sunt pe gheață. A, mai nou la mașinile astea, ți se pornesc farurile automat când vine noaptea, bă? Nu. Mașini mult mai performante, adică te rog. Bă, stai, așteaptă-mă un pic, așteaptă-mă, așteaptă. Bă, eu zici că sunt pe gheață. Așteaptă-mă, bă, asta vrea să mă ocolească, bă, fraiere, ia stai tu acolo. Nu, no, mă ocolești tu, stai în spate. Bă, mașina asta deci nu are frână, practic, dacă te gândești. What the fuck? N-are frână pentru că, na, derapează așa de mult încât parcă nu poți pui frână, știi? Stai unde ești. A, ai picat, sunt cu ea, în șansă. Fabio, uite de la fața mea de nervos. Mă vezi? Bă, tu vezi cum derapez. Da. Ce faci, mă? A, stai cu minte. Mamă, ce mașină am, frate. Aaa, ia uite. În toate patru roțile sparte. Da, nu prea îmi place. Aș vrea o pasă asta. Bun, oricum, dragilor, sper că v-a plăcut acest episod de GTA 5, pentru că, na, deja filmăm de ceva timp și aia. Pot să mai continuăm mâine. Sau cum. Vedem la mine acasă. Poi mâine, poate. Sper că v-a plăcut, fraților, acest episod și ne vedem la viitoare. Bye, bye.